Orașul ucrainean Cernigov a fost bombardat la greu întreaga noapte și în această dimineață. Orașul a fost debranșat de la energie electrică. Infrastructura în suburbii este distrusă în proporție de 60%, iar în alte zone în totalitate. Kievul anunță că peste 80.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei este minat, iar pentru dezamorsarea minelor va fi nevoie de câțiva ani. Avocatul poporului din această țară spune că ieșirea din Cernigov spre capitala Kiev, aflată mai la sud, este minată în totalitate, iar civilii fug prin păduri. În Cernigov mai rămân 130.000 de oameni, oraș care înainte de război avea o populație mai numeroasă de peste două ori. Mulți dintre locuitori nu pot părăsi orașul pentru că sunt bătrâni, bolnavi și neputincioși. La Kherson, armata rusă continuă reprimarea civililor care protestează împotriva invadatorilor. După ce ieri s-a împușcat în mulțime, astăzi oamenii au fost atacați pe stradă cu gaze lacrimogene. Într-un sat, soldații ruși au împușcat la întâmplare în gospodăriile oamenilor. Ne răstrile nașii poziția, răstrile prostă jucului bădin, răstrile vpritul. În Kharkov, din clădirea istorică a unei școli, au rămas doar ruinele după bombardamentele cotropitorilor. Între timp, tot mai mulți militari ruși se predau armatei ucrainene și devin prizonieri de război. Vinovnii nu tot cu isponitele, a tot cu a dăiot eti pricaze, înțelegeți? Eta, nu, eta u nas în Rusia, tak. Presa scrie că armata rusă pare din ce în ce mai slăbită. Potrivit BBC, singura uzină specializată în producerea și reparația tancurilor rusești din Chelyabinsk și-ar fi oprit producția din cauza lipsei de piese, în special a celor de import. Site-ul Nehta Live a publicat un anunț al administrației unei școli din Rusia, prin care le cere elevilor să aducă șosete, produse de igienă sau ceai pentru soldații ruși. Astăzi, președintele Ucrainei a ținut un discurs online în Parlamentul Italiei. Volodymyr Zelensky le-a cerut italienilor să fie duri cu Federația Rusă. Ви знаєте, тих, хто приніс в Україну війну, чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує, вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти від Шехерезади і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Ieri Zelensky declara că nu va accepta niciun compromis teritorial fără susținerea populației, iar posibilele cedări teritoriale pe care le cere Federația Rusă pot fi făcute exclusiv prin referendum.